echipă extrem de disciplinată, nu numai tactic, dar și disciplinar. Mă rog, e puțin... Opa, ce intervenție. Minge scoate portarul Popescu, bine, Iustin Popescu, și este, gol. Este în poartă. Să vedem dacă nu cumva este offside și dacă nu cumva este un fault în atac. Ipoteze puțin probabile. Bayram, că ziceai de el. Da. Golul 4. Da. Intervenția lui Iustin Popescu este fabuloasă acolo, direct din corner. Și vezi cum iese golul ăsta? La mingea e respinsă cu capul greșit de Stefanovici. Da, așa e. La mingea de acolo a ieșit corner. Ia să vedem. Foarte bun reflexul. E o întrebare la offside acolo, dar e 27-le, e Maftei. Nu, dar oricum era și Stefanovici aici. El nu se scoate din joc dacă iese în afara terenului. Păi da, dar el e de la Craiova. Nu, Stefanovici. Stai mă, la cine te uite? La Stefanovici, uite aici. Stefanovici care face și un pic de fault, care e în joc. Care e în joc, da. Îl ține joc pe Bayram, nu, nici pe Măneală. Okay. Bayram, al patrulea gol marcat în acest campionat. Două goluri înscrise repede în acest meci. Dar Craiova profită de un